festivalului In Memoriam Marin Ghiocel și am să invit în scenă pentru decernarea premiului 2 pe vicepreședintele Consiliului Județean, domnul Dumitru Gavrilă. Să-l primim cu aplauze. Bună seara! Abia aștept să văd ce concurent primește premiul 2. Bună seara, doamnelor, domnilor! A treia ediție a festivalului Concurs Național Marin Ghiocel, din punctul meu de vedere, a fost unul reușit. Acest lucru se datorează tinerilor concurenți care aseară pe această scenă ne-au încântat. Permiteți-mi să mulțumesc în numele dumneavoastră maestrului Bot Gros, lăutarilor din Chișinău, care în aceste două seri ne-au încântat și cu siguranță îi voi mai aștepta și la următoarele evenimente pe care Giurgiu le vor organiza. De asemenea, dragi giurgiuveni, să vă mulțumesc dumneavoastră, cei care sunteți iubitori de muzică populară și sunteți astăzi prezenți la acest eveniment. Premiul 2, juriul a considerat să-i acordăm la o domnișoară din Oltenia. Se numește Ionela Guzic. Domnișoară, felicitări, iar anul viitor să iei premiul cel mare, da? Te felicit! Foarte buni, de aceea am să invit în scenă, iată încă o surpriză, pe domnul profesor Aurel Mustățea. Domn profesor, vă rog să urcați pe scenă alături de mine, să vedem despre ce surpriză este vorba. Bănuiesc că despre încă un premiu 2, dar vom vedea.
vă ținem încă în suspans. Bună seara! Spectatori, se cunoaștem, am avut atâtea emisii din 6 ani, 7 ani. Aș vrea să vă spun mai două cuvinte. Dumneavoastră, și repet, aduceți-vă aminte. Dumneavoastră sunteți cei care dați notele cele mai realiste. Prin aplauzele dumneavoastră și prin numărul dumneavoastră care, deci, care participați la acest festival. Rămânez acest premiu unui interpret și vă asigur că va fi unul dintre mari interpreți ai noștri, de referință chiar, cu toată dragostea, pentru Mihalache Florin. O voce caldă, o voce deosebită. E tânăr și mai are timp și vă asigur că va fi un interpret de referință. Pauză de 10 minute. Vă rugăm să rămâneți alături de noi. Spectacolul continuă. Mulțumim! Cum ați caracteriza în câteva cuvinte festivalul din acest an, care a devenit deja tradiție și pentru care se dorește de altfel o continuitate pe plan local și nu numai, pentru că deja a devenit cunoscut și pe plan național, mai ales că au fost foarte mulți concurenți din multe județe depărtate. Da, din punctul meu de vedere a fost un festival concurs de excepție, am avut concurenți aproximativ egali, jurul, să știți, ne-a fost foarte greu să jurizăm pentru câștigători, dar important este să participi la un concurs, nu neapărat să câștigi. Dar vă spun, din cei 22 de concurenți, 11 deja vor lua premii, deci jumătate, 5% vor lua premii. Ne-a ajutat și timpul este foarte bun, după cum vedeți și dumneavoastră, sunt foarte mulți
spectatori și acest lucru este bine pentru tineri care deja prind și ei curaj, iar organizarea, vreau să vă spun, a fost extraordinară. Vreau să felicit organizatorii, pe domnul Pețan ca directorul concursului, pe domnul primar, pe domnul președinte al Consiliului Județean, care împreună a făcut ca această a treia ediție a festivalului Concurs Național Marin Ghiocel să se desfășoare în condiții foarte bune. Cum ați caracteriza acest festival, această ediție din acest an, cu atât mai mult cu cât a devenit deja o tradiție pe plan local și nu numai, mai ales pe plan național? Am văzut foarte mulți concurenți din Suceava, mehedinți, localități depărtate municipiului Giurgiu. De la an la an, festivalul capătă și forță, atât în ceea ce privește participarea tinerilor, dar și în valoare prin prezența a celor mai bune orchestre de muzică populară, dar și a interpreților valoroși de pe întreg teritoriul țării. Este o mare onoare pentru noi și putem spune pentru faptul că l-am avut și l-avem pe maestru Marin Ghiocel, care i-a făcut pe tot ce a avut țara mai bun și România. Și uitați că astăzi nu numai România și Republica Moldova se alătură acestui moment de aducere a minte a maestrului Ghiocel, venind în fața giurgiuvenilor, în fața celor pentru care maestrul Ghiocel a muncit, și-a dedicat întreaga activitate și a făcut posibil ca numele Giurgiului, numele comunei Frătești, de unde provine, să fie auzită în toată țara. Ați fost martori în primul an al Orchestrei de Muzică Populară Valahia, concertată și instrumentată și, dirijată de cel mai tânăr produs giurgiuvean, Mariu Zorilă, care este tot în Frătești și este de o reală valoare acest tânăr. Anul următor, Orchestra de Muzică Populară Doina Gorjului a venit la Giurgiu cu tot ce a avut mai bun să recunoască valoarea maestrului, iar ce era putea mai puternic, maestru Botgros și lăutarii de la Chișinău prezenți la Giurgiu, tocmai pentru a duce în memoria sau a face giurgiuvenii să nu uite memoria maestrului Ghiocel, cinstindu-i numele aici la Giurgiu. Putem spune că Giurgiu este un promotor al promovării tinerelor talente? Putem vorbi? O să cred, prin ceea ce s-a întâmplat în cei 3 ani, că Giurgiu s-a înscris între orașele și zonele recunoscute pentru promovarea și susținerea tinerilor talente, și cred eu că anul acesta Consiliul Local Giurgiu și Consiliul Județean, dându-și mâna pentru realizarea acestui festival, rezultatele s-au văzut, un concert și un festival de o reală și importanță ținută. 11 concurenți care pleacă acasă cu premii valoroase. Au fost 32 de concurenți și s-a făcut o preselecție. Nu a fost simplu, și ați văzut juriu, un juriu valoros care au spus același lucru, nu a fost simplu să delibereze și să stabilească 10 participanți care vor pleca acasă, iar valoarea lor s-a văzut aseară pe scenă. Premiile pe care noi an de an le punem și le susținem și le acordăm tinerilor, modul, și nu pentru ei nu este puțin lucru să vină și să fie concentrați de concertați de maestru Botgros, i-a făcut să vină un număr foarte mare și i-a motivat valoric și i-a motivat din ceea ce privește valoarea lor și partea profesională. Și a foarte mult și publicul, am văzut. Publicul este iubitor, nu pot să uit că noroc am avut întotdeauna de ploaie. Maestrul Ghiocel poate că i-a părut rău plecând la o vârstă fragedă și totdeauna, indiferent în ce zi am pune, plouă. Nu foarte mult, dar plouă. Iar giurgiuvenii au trecut peste acest impediment și au venit să susțină, să cinstească memoria maestrului, să susțină candidații și cei care vin pe scenă și, în ultimul rând, să se bucure de acest spectacol cu adevărat valoros. Cum ați caracteriza în 2 cuvinte festivalul din acest an de la Giurgiu? Putem spune că este un promotor al promovării cântecului popular român? E mai mult decât atât. Aveți siguranța mea, vă spun, eu văd un festival foarte, foarte serios. În primul rând vreau să vă spun că noi în România obișnuim să facem festivaluri care și cum putem. Acest festival are o mare conotație și vreau să vă spun că publicul de aici, cum iubește muzica, afară, în aer liber, să poți asculta doine, în afară, în aer liber, să poți asculta cântice de jale, de dragoste și așa mai departe. Este
imposibil, dar aici este posibil și mă bucur foarte mult. Cu mare drag vreau să mai vin la Giurgiu, cu mare drag le cânt la toți giurgienii și îi iubesc și le doresc multă, multă sănătate și dumneavoastră la fel. Mulțumesc. Cum ai simțit publicul, Giurgiu Vean? Cum te-ai simțit acolo? M-am simțit foarte bine. În primul rând am venit la acest concurs pentru că am avut ocazia să cânt alături de Orchestra Lăutare din Chișinău, condusă de maestru Nicolae Botgros. O să zic că sunt foarte fericită că am avut ocazia. Publicul a fost așa cum a trebuit, ne-a aplaudat cu drag și la fel și telespectatorii. A fost un festival reușit, asta datorită organizatorilor. Din ce zonă provii și pleci acasă cu vreun premiu? Vin din Maramureșul istoric, nu știu, mai urmează gala, sper să iau un premiu, îmi doresc mult. Este prima ta participare de acest gen la un astfel de festival? La acest festival pentru prima dată, în rest am mai fost la alte festivaluri și particip unde pot, dar mai ales aici a fost cea mai frumoasă experiență, datorită orchestrei. Din ce zona țării provii, cum te-ai simțit acolo pe scenă, ce premii ai primit? Sunt de pe Valea Someșului, mai exact de pe un afluent al Văii Someșului, Valea Sălăuței, satul Runcu Salvei. Pe scenă m-am simțit ca în rai alături de orchestra profesionistă Lăutare din Chișinău și sunt foarte mândru că am reușit să vin aici în sud, la 500 de kilometri de Bistrița și să-mi reprezint cu mândrie orașul natal. Cum a fost publicul? Foarte primitor pentru mine, pentru că nu m-am gândit să fie așa primitor cu unul dintr-o zonă din cealaltă parte a țării. Am obținut premiul 3 și mulțumesc juriului pentru acest premiu. Sunt foarte mândru de realizarea pe care am făcut-o astăzi. Stifează. Da, foarte mult. Pentru că am fost și la alte concursuri, la mine în oraș e drept, și ăsta e primul concurs în afara județului la care particip. Vă mulțumesc! Cred că ești deja obișnuită cu publicul, Giurgiu Vean. Ce te-a motivat să te înscrii în acest festival? Cu ce pleci acasă? Într-adevăr, sunt obișnuită cu publicul, dar tot timpul mai vin și oameni noi, așa că e imprevizibilă reacția publicului. În plus, noi venim cu piese diferite și atunci nu știm care va fi reacția. Noi venim cu toată energia pozitivă și sperăm să fim pe placul lor. Ce anume m-a motivat să mă înscriu la acest concurs? Am fost convinsă că organizatorii și toți cei care se ocupă vor face o treabă bună și va fi un festival de o înaltă ținută, după cum se și vede, mai ales că este transmis și în direct și iată, avem ocazia să ne vadă o țară întreagă. Ce a însemnat pentru tine să fii acompaniată de Orchestra Lăutarii, condusă de maestrul Botgros? Acum aflu un recital în urma obținerii Marelui Premiu anul trecut, iar când am auzit că anul acesta va acompania Orchestra Lăutarii, am fost tare fericită și am fost cu atât mai motivată să răspund afirmativ invitație lansate de către zona proprie. Bucovina. Din gura humorului Suceava, mai precis. Da. Multă baftă. Mulțumesc mult. Mulțumesc. Bravo. Mai mult urmă mi-a fost ca să le fac viața frumoasă și inima în mine crește pe nimic. Eu am fost mână de fier, știe Dumnezeu din cer. Am pierdut în casa mea, dar că am trecut tinerețea. Eu am fost mână de fier, știe Dumnezeu din cer. Am pierdut în casa mea, dar am trecut tinerețea. Dacă nu stâna degeaba, verde-i frunza, verde-i iarba, dacă nu stâna degeaba. Thank you.
ce-am strâns în viață, așteau într-o dimineață. Nu vreau să mă îmbogățesc, nici lumea s-o împărățesc, mă. Anii înapoi să-i număr, să mai fiu cum eram tânăr, dar tinerețea mea bună văd cum îmi scăpă din mână. Câte faci, Doamne, pe lume, toate placă, le faci bine, numai un lucru te-aș ruga, lasă-mă măcar așa, mă. Cât de faci, Doamne, pe lume, toate placă, le faci bine, numai un lucru te-aș ruga, lasă-mă măcar așa, mă. Așa! Păi, Doamne, că iar m-am băt, iar m-am făriat ca cu oță. Nu
mărți picioarele, o fost toate prunile. Au toate că ea doamnă, iar n-a fereacă cu oță. Și la nasă îmi pune ceapă, că bebui vinul fără apă. De mie, doamne, advocat, să nu mă împrunt la stat. Să fac din munci răchie, să nu bea pe datorie. Bucure-mi de câșbăriță, că vin să și măguriță. Măgurița și-un pahar, vin și vede să râia. Vine! Iau s-o dus și moșul meu și de el pare rău. Din averea ce-am părțit, o căruța moștenit. Mi s-a dus și moșul meu și de el pare rău. Din averea ce-am părțit, o căruța moștenit. Și mi-a zis cu grei de moarte, ai grijă cum bine poate. Asta e căruța mea, când bei tu și eu îi bea. Hey! Așa! Marină casă, nu prea stau pe acasă treas. Eu nu mă rac eu de părune cu căruța dorm în mână. Că de-atunci, marină casă, nu prea stau pe acasă treas. Eu nu mă rac eu de prună cu căruța dorm în mână. Dar moșul meu de doamnă, parcă-mi zmi sărată. Că mă strigă mers de noapte, mor de sete, măi de noapte. Haide, haide! Ora Chacha Chacha Păi mă trezesc cănuța eu cu drachim și iară beu. Nu las pe moșu să aștepte în mie că oare de sete. Mă trezesc cănuța eu cu drachim și iară beu. Nu las pe moșu să aștepte că mie că oare de sete. Dar într-o zi ce mi-a venit am stat și m-am tot gândit. Am fost prost că l-am crezut. Că oare mă fi foarte mult. M-am dus cu cănuța părat ca să dau cu ea să sparg. Pe moșu, strigă bine, sparge-o, că te iau cu mine! Vă mulțumesc frumos! Dragii mei, vreau să vă spun că începuturile mele au fost alături de maestru Marin Ghiocel. Primul disc imprimat a fost cu maestru Marin Ghiocel, la Electrecord din 1995. Și pentru asta îi mulțumesc. A avut o mână bună, a știut să fie alături de noi, ne-a ghicit pe fiecare interpret în parte. Nu aș putea să plec de la dumneavoastră până nu cânt și o doină frumoasă. Pentru că noi, mehedințenii, în timpul liber mai și doinim. Îmi spune că mor. Lume, lume, copii, îmi dau ocole, că le pare rău să mor, că eu sunt tăicuțul lor. Doamne, și mă-ntreabă și-am de gând. Am o cale îndelungată, unde n-am fost niciodată. Am o cale îndelungată,
unde n-am fost niciodată. Ei, de-ați vedea care tăcesc în lume, lume și drumul nu-l mai găsesc. Să nu mă așteptați prea mult, că voi fi făcut pământ. Doamne, să-mi bani de cheltuială, lume, lume, aș veni la primăvară, să mai văd soarele iară, să văd iarba odrâslind, bucurim pomin florind, frunza codru frematând, păsările ciripind, n-aș pleca de pe pământ. Au, că ce dragă mi-a fost viața, lume, lume, și ce dragă mi-a fost viața. Uite, pierd cum pierde ceața, și ce dragă mi-a fost lumea. Uite, pierd cum pierde, bruma de nu rămâne nici urma de a fost în amintirea maestrului Marin Ghiocel. Putem spune că Giurgiu a devenit promotorul talentelor, promovării talentelor giurgiuveni.
Da, este adevărat, nu m-ați încurcat deloc. Este adevărat ca într-un oraș așa sudic al țării noastre și iertați-mi lipsa de modestie, dar cam sărăcuț în folclor. Iată că Giurgiu a ajuns la a treia ediție a festivalului Marin Ghiocel. Deci de unde a plecat oameni talentați, oameni cu nume și cu renume. Iată că noi ca români ne adunăm într-un fel, ne comprimăm ca să aducem în fața publicului nostru larg frumusețea tradiției noastre românești. Și din câte văd eu, din an în an, Giurgiu înflorește în așa ceva. Festivalul este foarte bine ales, festivalul este foarte bine conturat și, din câte știu eu, interpreții care obțin marele premiu aici deja devin cunoscuți pe plan național. Am să vă întrebeți dumneavoastră, cum vă simțiți pe scenele din orașul Giurgiu, municipiul Giurgiu, cum simțiți publicul Giurgiu? Publicul? Da, publicul este un public educat și asta este foarte important. Publicul simte ceea ce este bun, publicul simte dacă e kitsch sau dacă este adevăr. Mă simt foarte bine aici la dumneavoastră, mă simt acasă, eu sunt acasă la mine, în țară. Sunt românii mei, îi iubesc și vin din zona mea și le aduc tot ceea ce este mai bun și frumos pentru ei. Am interpretat în această minunată seară două cântece din repertoriul meu, din cântecul bahic, pentru că este repertoriul meu cuprinde mai multe genuri. Mă refer doina, cântecul de dragoste, cântecul de joc și de dor și iată și cântecul bahic, de ce nu acea cănuță, cazan și tot ceea ce ține. Cu mare plăcere! Mulțumesc frumos pentru interviu și să ne... Și ca televiziune să dăinuiți, Doamne ajută! De localul nostru, de spațiul nostru, foarte